Astăzi, Ochiul Magic vă prezintă telenovela Barajului de la Mihăileni. Începută în urmă cu 30 de ani, construcția nu este gata nici astăzi. Dar mai întâi vom vedea cât de ușor pot obține niște infractori 10 de milioane cu un scenariu bine interpretat. Priviți prin Ochiul Magic. În această ediție vă vom prezenta un caz care, din păcate, se repetă de ceva timp. Este vorba despre niște indivizi care, profitând de credulitatea, de naivitatea unor bătrâni, i-au deposedat de agoniseala strânsă bob cu bob pentru zilele negre. Despre metoda accidentul, dacă discutăm, în special sunt vizate persoanele în vârstă, care pot cădea cu predilecție victime ale acestui tip de infracțiune. Elisabeta Ivar are 85 de ani și e din Găiești. Pe data de 8 august, femeia a trecut printr-o experiență care a lăsat-o și fără bani și cu spaima că băiatul ei ar fi putut păți ceva grav. Seara pe la 9:30, am primit un apel de la Târgoviște, de la doctorul ortoped, în sfârșit nu știu cum îl cheamă. Aoleo, doamnă, băiatul dumneavoastră a avut un accident. Și în sfârșit m-am panicat, n-am știut ce să zic. V-a spus un nume, ceva? Nu. Și a făcut un accident în fața monumentului. Și să-l dau la telefon. Faptul cum vorbea el, nu i-am recunoscut vocea. El spunea că are maxilarul operat. Fracturat și operat. Și nu pot să vorbesc decât să spun că în fața monumentului am făcut un accident. De obicei, victimele sunt contactate pe telefonul fix, pentru că acestea să nu poată să vadă de pe ce număr de telefon au fost sunate și să nu poată să verifice oarecum dacă telefonul a fost sau nu adevărat. A accidentat doi copii, unul e foarte grav, asta spunând doctorul. Unul e foarte grav și necesită transport cu elicopterul la București. Mi-a dat pal cineva zicând că e părintele copiilor. Doamne, ce nu vreau să vă fac rău, dar îmi trebuiesc bani? Sfârșit, eu am întrebat, păi cât vă trebuie și ce vă trebuie? A, ne trebuie o sumă mare. Și zic, n-am decât atât. Cât ați spus că aveți? 70 de milioane. A, ziceți, bun. Și zice, trimit eu, a zis medicul, pe urmă mi-a dat medicul la telefon, trimit eu șoferul meu ca să-i dați banii. Când discută cu persoana în vârstă, îi dă de înțeles că cunoaște foarte bine situația, că de se transpune în fica sau fiul acesteia. Înainte de a suna, întotdeauna ei au pregătit o poveste pe care în mod regulat o folosesc și o adaptează în funcție de informațiile pe care le primesc de la persoanele în vârstă. Eu treceam în oraș și în dreptul porții la bătrână erau doi bărbați și tot discutau ceva, nu am băgat în seamă pe moment atunci. Am mers înainte spre magazin și pe partea stângă era oprită o mașină de culoare închisă. Și am auzit pe cineva care se prefăcea că ar fi doctor, un individ de etnie romă. Eu am ieșit afară la poartă, în timpul ăsta vine și părintele cu mașina. Ce-ai pățit, doamna Ivan?
Și am explicat, uitați, Mihai a avut accident și trebuie să-i dau banii ăștia. Nu-i da. Gândind că e în situația în care spunea doctorul, eu ca mama, ce-am zis? Dau și scap. Soțul m-a sunat să-i deschid poarta pentru că venea din traseu. Doamna era la poartă și eu eram la poartă vis-a-vis. Era la poartă cu un individ și tot vorbea. În timpul ăsta a sosit soțul și se dă jos din mașină. Doamna, părinte, veniți că băiatul meu a avut un accident. Este desfigurat, e la spital la Târgoviște. De unde știți? Cineva a spus, păi doctorul Lazar mă sună și îmi spune de treaba asta. Zice soțul, doamna Lizeta, haideți să mergi, s-a uitat la el. Zice, haideți să mergem la poliție, toți trei. Să mergem la poliție, să povestim această... Nu, că este accidentat, e desfigurat. Mi-a spus și cum apare. E înalt, cu mustață, exact cum este băiatul meu. Doamna, și am auzit și eu treaba asta. Haideți, domnule, să mergem la poliție, că nu e dăzmurd. Asta trebuia să vină zmurdul aici, dacă era o situație. Doamnă, dați banii că mă sună doctorul Lazar. Și era cu telefonul la ureche individul care stătea de vorbă cu doamna. Mă sună doctorul Lazar ca să mergem să reparăm băiatul. Vorbim despre foarte multă presiune pusă asupra victimei. Și asta are ca rezultat următorul lucru. În momentul în care simțim intens negativ sau pozitiv, deci în momentul în care trăirile noastre au o intensitate foarte ridicată, câmpul de conștiință se îngustează și nu mai gândim limpede. Este valabil pentru oricare dintre noi. Mă gândeam, zic, dacă el s-a întâmplat treaba asta, înseamnă că a venit de la pescuit și e pescar înrăit. Și cine știe, l-o fi derutat să bea, că el nu bea sub nicio formă când e cu mașina. Că mi-a spus că o să-l țină la poliție o lună de zile și... Mă gândeam, și nu pot să îl permit acasă, el trebuie hrănit cu paiul. Că e internat în spital? Da. Da, zice, trimit eu șoferul meu cu mașina. Stau eu și aștept cu părintele la poartă și apare un băiat. Zic, păi mașina unde e? Și am lăsat-o în fața bisericii. Era în jur de ora 11 noaptea și mi-am dat seama că se întâmplă ceva neregulă. Și mai ales că l-am și auzit când se prefăcea și cu cea vocea, ca și cum ar fi, nu știu cine, cred că băiatul. Și apoi zicea, haide de altceva la telefon, că este doctorul. Și mi-am dat seama imediat că se putea fi ceva. Mașina în care vorbeau cei doi era la distanță mare de poartă, de locuința bătrânei? Cam 500 de metri, deci pe strada cealaltă erau parcați. Pe un moment dat nu mi-am dat seama. Apoi am auzit că s-a alertat aici pe stradă bătrâna și cu cine s-a mai alertat și am făcut imediat legătura că eu nu știam pe cine vor să păcălească în prima fază. Mi-am dat seama că se întâmplă ciudat. E ceva neregulă și am sunat la presa locală, i-am explicat despre ce este vorba. Am spus ce mașină e, că era o mașină închisă la culoare și erau doi indivizi în față, nu știu cum era cineva în spate și două persoane aici la poartă. Ați observat un număr de matriculare, ceva? Nu, fiindcă erau la întuneric și nu era neon acum. Părintele zice, nu da banii. Și eu i-am dat. Am întins mâna, zic, părinte, e Mihai accidentat. Trebuie să fac ceva. Da, individul ăla care a venit să ia banii nu s-a arătat deranjat că era și preotul de față? Nu! Ce vă băga dumneavoastră, părinte? Așa i-a zis. Ce vă băgați noastră, părinte? Tupeul este în raport cu conștiința. Conștiința nu există. Există doar obiectivul pe care eu escroc mi-l pun și atât. Ce trebuie să fac eu pentru asta? Nu contează. Nu este evaluabil așa cum ar face un om de rând. Este tupeu, este nesimțire, este urât. Nu. Este ceea ce am de făcut ca să-mi ating scopul. 90 de milioane. Doamna a dat banii și i-a mai dat și ceva peste bani, am înțeles, de la soț. Ăla a luat banii și a plecat, bine mersi, s-a dus la doctorul Lazar, care, bineînțeles, era... Soțul nu i-a spus să nu dea bani? Ba da, asta vă spun. Doamna Lizeta, haide să mergem la poliție să povestim treaba asta, nu dați dumneavoastră banii. Că nu știți ce s-a întâmplat, dacă e adevărat sau nu. Doamna nu a vrut să... Adică n-a vrut, n-a... Era într-o stare, cred, destul de grea
emoții? Auzind emoții, auzind veștile astea, ăla a luat banii, a plecat și... Când v-ați dat seama că de fapt a fost o mare... Părintele mi-a spus, ce doamna Ivan, să știți că ați greșit ce ați făcut. Părinte, zic, dacă aveam mai mult, cerea atât de deam. Numai știind că Mihai scapă și n-am probleme. Aștepta elicopterul să vină să ia copiii, să ducă la București, că trebuie băgați în operație. Carabacea, nu știu cum zicea că îl cheamă pe doctorul respectiv. Păi zic, dați-mi-l la telefon. A, zice, nu puteți să vorbiți cu dânsul. Bine, dacă nu pot, nu pot. Și asta s-a întâmplat. Când își dă seama că este posibilă victima unui astfel de fenomen, să zicem așa, între ghinimele, înșelăciuni, cel mai indicat ar fi să anunțe de îndată organele de poliție din zona unde locuiește, pentru a încerca să-l prindă pe interpus, ulterior să ajungem și la autor. Este bine ca de obicei, după ce primesc un astfel de telefon, să verifice întotdeauna dacă se poate informația și să sune fiul, fiica sau persoana despre care i s-a relatat că a fost victima unui accident sau autorul unui astfel de eveniment. Dar asta înainte de a trimite banii. Asta întotdeauna înainte de a trimite banii. După ce i-am dat banii, am intrat în casă, am sunat pe noră, zic, Mariana, tu știi ce a pățit Mihai? Ce să pățească? Zic, a făcut accident și e lângă mine în pat. E, vă spun că atunci să pic și altceva nimic. Într-un fel vă bucurați că n-a pățit nimic, dar în același timp vă părea rău că ați dat bani. Aia. Și după aceea soțul, doamne, să merge la poliție, ce să mai acum, a plecat, a rămas fără bani, ăla a plecat și asta a fost toată situația. Sunt 70 de milioane care i-am dat fără rost și fratele spunea să nu cazi în vreun păcat, să-ți dea telefon, să spună, uite, noi suntem și dă-ne. Păi cum să fii la un bătrân după ce că el bătrân săracu, cococeat și ne doare spatele și avem tot felul de probleme, mai vii și să strângă un bănuț pentru niște situații, o boală, un medicament, ceva, mai vii și tu și... Dar eu mă întreb, ei n-au altă preocupare? De unde știe numărul de telefon? De unde știe cum mă cheamă? De unde știe cine sunt, care sunt copiii mei? Pe unde... De unde știe? De ce ei? Numai asemenea lucruri fac. Dar și cu pușcăria nu e o rezolvare. Mă duc la pușcărie, televizor, baie, condiții. Când ies de acolo, sunt expert în ceea ce... Și eu de la cap. Deci nu mi se pare că e o soluție. Nu știu. La televizor ați văzut vreodată reportaje? Am văzut. Dar și ce ați gândit? Că dumneavoastră nu vi se poate întâmpla. Da. Mai ales că am lucrat 40 de ani în telefonie. Și n-am putut să-i recunosc vocea. Că el spunea mereu, sunt operat, nu pot vorbi. Zic, mai vorbește, mai spune, parcă nu e vocea ta. Nu pot să vorbesc, că sunt operat. Și asta m-a derutat foarte mult. V-a explicat de zice, ce nu a dat curs sfatului oferit de sus? Doamnă, zice, dumneavoastră, sunteți mamă. Dacă primeați un telefon, Carmen, e așa? Doamnă, zic, în situația în care mintea mă mai ține, o sunam pe ea. Păi zice, l-am sunat pe băiat și nu mi-a răspuns. Sunam pe noră. Păi nici Nora nu mi-a răspuns. Mă rog, veneați la... Dădeam curs, chemam pe cineva mai apropiat, pe fratele meu, nu știu, un vecin mai de bună credință și mă duceam și cu mai el. Calm, mai liniștit. Și mai calm și mă duceam cu el la poliție. Zice, ca mamă, dacă auziți situația asta, că este desfigurat, că e la spital, nu dați bani, cum se dau? L-ați văzut cine e? Că nu era un băiat, era fața lui, spunea că e cineva care se pricepe la așa ceva. Acum a rămas fără bani, așa este. Pentru mormântare lăsați, că să murim, toi nu rămâne pe afară. Da, da, Dumnezeu să le dea o vorbă, bă, niciun mor nu rămâne pe agățat băgat. Dar mai facem haz de necaz. Elisabeta Ivan nu l-a recunoscut pe bărbatul care a venit la poartă și a luat cele 70 de milioane. Poliția suspectează însă faptul că nu este străin de zona respectivă. Când eram la poartă, a trecut cineva, tot aici la vecini, că vecinii noștri sunt tot rom, nu știu dacă au legătură cu ei, dar când părintele s-a agitat că hai să mergem la poliție, măi părinte, îi cunosc pe ăștia, a zis vecinul. Adică îi cunoaște pentru că sunt de prin apropiere de pe aici, deci ei se ocupă. E o filieră, sunt un grup.
Adică ei se cunosc și se ajută, chiar dacă nu se cunosc. Se înțeleg la afaceri. Când e vorba de discuție, se înțeleg foarte bine. Câteva zile mai târziu, un alt bătrân dintr-un sat vecin, Petrești, a fost vizitat de către doi tineri. Din descrierea pe care bărbatul a făcut-o ulterior, cei doi păreau a fi aceiași indivizi care îi luaseră 70 de milioane Elisabeta Ivan. Am ieșit la poartă și aștept. Mă uitam să vedem dacă a trecut câteva vași care mai e pe aici. Și m-am pornit cu mașina aia, oprit în dreptul porții, i-a dat bună dimineața și mi-a zis, gata, nea Traian, ne-am ajuns. Traian fiind cine? Traian era ginier meu, numele ăsta de Traian. Dar el cu cine a vorbit, nu știu, era cu telefonul în mână. Am mai vorbit la telefon și pe urmă zice că am să-i dau lui nea Traian 2 milioane. Și a zis să-i las la dumneavoastră. Lasă-i, ce cred că îi dați, păi cum să nu-i dau? Copilul din el nu-i dau banii dacă îi lași aici. Și meceria lui care am fost și nu m-am prins eu, mi-a dat o ortie de 500, de lei. Și ca să-i dau 300, rest înapoi și să rămâi eu cu 200, datoria. Adică să rămâi cu datoria și... I-am lăsat la poartă și eu am venit să iau, să dau aia, să plece. Eu am intrat în casă și a ajuns aici. Și mă duc că ieșise soția și de acolo. A venit acela, gata, tot vorbea la telefon ăla micu, mai puțin așa. Am ieșit, i-am dat-i 300, el iar vorbea la telefon. Și pe urmă mi l-a dat mie, ce uite, vorbește cu nătrea. Nici m-a zăpăcit pe mine. Alo, băi, ticule, când am auzit așa, gata, zghegine, ticule, dă-i 20 de mie, adică 2000 de lei și lasă-i și pe ea 300 și nu-i mai lua nimic. Lasă-i pe ea și că îți aduc eu banii când eu la Petrești, eu îți aduc bani. Zic că să fii, o fi, ce să mai, așa m-a păcălit. Iar am mai vorbit cu ăla care a fost, că n-a fost ginerul meu, că dacă era ginerul meu. Și iar mi l-a dat. Băi, ticule, bă, zice, pleacă la unul în Anglia. Mai dă-le 3000 de lei. Bă, tu ești nebun la cap? Am zis, tare chiar la telefon. Păi, mă, știi tu că am atâția bani? De unde? Ce trebuie să zic? I-am dat pe ăștia care vreau și eu de orice așa în casă. Mai ai și mai dai bani? Trebuie să-mi îndemână? Păi nu am atâta bani în casă. Sigur că pot să produc intimidare și știu ca și autor de astfel de manipulări, de astfel de scrocherii, ce anume va produce efecte asupra celui din fața mea. Cum spuneam, ce vulnerabilități am aici? Vârstă, naivitate, credulitate, incapacitate de a gestiona emoții negative, impresionabilitate... Deci, victima perfectă. Eu doar trebuie să stau acolo drept și să țin linia dreaptă spre a-mi atinge obiectivul. Atât. Să țin presiunea constantă. Exact. M-a zăpăcit așa de rău. Ei n-a zis nimic. Nu zicea nimic. M-am dus și am mai luat încă 1000 de lei. Gata, zic, nu mai am, știi, ultimii bani. Am rămas cu bani de pâine, zic, gata. Și i-am mai dat 1000 de lei, numai decât 100. Păi lanț era de 50. Cum arătau ei? Alb. Cine? Descrieți pe cine. El, ăla care conducea mașina, era mai solid, mai înalt și oacheș. Brunețel. Brunețel. Ăsta, la altul mai micu, mai mărunțel și mai puțin, el care se ținea după mine și a primit banii și vorbea la telefon, era mai mărunțel și mai bălan, așa mai. E slab, slab. Da, slăbut. Venit acest. Cam ce vârstă aveau? În jur de 30 de ani. Era tineri, amândoi. Toma Păun le-a dat toți banii din casă tinerilor. Cei doi nu au fost mulțumiți și au mai încercat să obțină ceva. El, la telefonul lui, iar, de-a trei ani, nu are, mai mi-a dat doar 1000. Lasă că, zice, ești băiat cum să cade, zice, mi-i dai matale când ai venit. Când ne-am întâlnit, zice, mi-i dai matale diferența.
Am rămas poza așa. A plecat, a întors mașina la vecinul ăsta, acelea în poartă. A întors-o și a luat-o iar înapoi. Zicea acelea că să-i pui o sticlă de apă. Ce face cu ea? Nu mi-a spus. Ce a luat sticla de apă? N-a luat nimic. Îi zicea soției ca să poată să o urnească din loc, să tacă din gură. Și ea zice, uite sticla acolo, du-te și pune-ți. Acolo e puțul, zice, nu, pune-ți. Și ăsta a dus mașina, s-a plecat, s-a venit. Cum v-ați dat seama că v-a păcălit? S-a dus soția, tot ea s-a prins mai repede. S-a dus la vecinul ăsta aici, că ea n-a putut să dea telefon, nu îi prindea. Și a dat vecinul telefon la fiii mea și la gineri mei la București. Păi, când am auzit, a rămas, zice, cum, zice, când am dat noi telefon? N-am dat noi telefon, zice, gata, zice, te-a prăjit. Nu se poate, mai tată, zice, trainer, că îmi zicea Ticule. Stai să vorbesc cu el, zice. Stai să vorbesc cu el, că zice, poate și tată el, zice. Când a venit el, a rămas, băi, Ticule, când am trimis eu pe sema ta așa ceva? Se poate așa ceva, zice. Doamna, eu trimiteam, zice, la mata. Vocea nu vi s-a părut alta decât cea a ginerului? Domnule, la telefon să înțelegi ce să înțelegi. Bătrânul a dat în cele din urmă 3.300 de lei infractorilor. Nici acum nu își explică cum a putut cădea în plasa acestora. Dacă nu era documentație, nu vedeți, a știut numele. Și felul în care se adresează ginerului? Da, Ticule. De unde a știut el, că îmi zice, chiar așa îmi zicea ginerul, așa îmi spune. Băi, Ticule, și a rămas în mărmânică. Cum, băi, Ticule, ce? Am mai trimis eu la mata, n-aveam eu bani, trimiteam să dai mata. Și am avut eu de-a face cu așa ceva, zice. A fost montată treaba la sigur. Dar acum e prea rău, nu m-am oprit nici acum de întremurat. Și până la urmă câți bani le-ați dat? 3.300. 33 de milioane, zis cum se dă vechi. 3.300. Pentru a nu cădea victime ale acestor indivizi, este necesar, în primul rând, să respectați câteva reguli. Prima, dacă sunteți sunați și sunteți anunțați privire la petrecerea unui eveniment deosebit, accident sau cine știe ce altceva, prima grijă, închideți telefonul și sunați-l pe cel care este vizat ca fiind fie victimă, fie autor al acelui accident. Următorul pas este să sunați la poliție. În niciun caz nu dați curs, indiferent de presiunea pe care o pun asupra dumneavoastră cei de la capătul celălalt al firului, nu dați curs solicitărilor lui. Nu trimiteți bani, nu dați bani interpușilor, pentru că nu-i veți mai vedea niciodată. În cazul în care un vecin apelează la dumneavoastră, fie să-l împrumutați cu o sumă de bani, motivând că trebuie să-i trimită imediat undeva pentru că s-a întâmplat o nenorocire, convingeți-l să nu trimită banii și să anunțe poliția. Mi-a luat piuitul de tot. Nu mai pot să mai fac nimic, că nu e de venit. În două dintre cazurile prezentate, chiar dacă munca a fost laborioasă și a întâmpinat foarte multe opreliști, rezultatul a fost fericit. Autorii au ajuns în spatele gratilor, iar pagubele oarecum recuperate. Ochiul Magic vă invită să aflați de ce apele sunt din ce în ce mai tulburi în adâncul barajului de la Mihăileni. Priviți prin Ochiul Magic. Am forțat să luăm banii. Este o rană deschisă pe teritoriul statului Mihăileni. Mulți și-au și luat gândul, nu mai speră că se va finaliza odată acest baraj.
neimplicarea celor care aveau această datorie morală și nu numai morală, a dus la acest dezastru. Satul Mihăileni aparține de comuna hunedoreană Buceș. Marea majoritate a locuitorilor sunt agricultori. În urmă cu 30 de ani, oamenii au fost înștiințați că în sat se va construi un baraj. Vestea a căzut ca un trăznet asupra lor. Ioan Lazăr își amintește și acum ziua aceea. Nu prea ne-au bucurat. Ar putea intra în cartea recordurilor datorită faptului că a început în anul 1987 și se împlinesc 30 de ani de la decretul de expropiere emis de Nicolae Ceaușescu. La scurt timp după emiterea decretului de expropriere, 65 de familii au fost invitate la școala din sat. Statul le dădea bani pentru casele și terenurile care stăteau în calea apelor viitorului baraj. A băgat buldozerul forțat, fără să discute cu nimeni. Buldozerul în grădină și o tăiat pomi, o tăiat tot ce s-a întâlnit în cale. Nu aveai voie să crâcnești, nu aveai voie să negociezi prețul caselor, prețul terenurilor. Cumva cu miliția de pe vremea aceea la ușa școlii s-au adunat satul și au fost siliți să primească actele de expropriere și banii. Au venit de la IPH Deva cu tabele cu toți cetățenii satului la care au fost trecuți toți cetățenii care am intrat în perimetrul barajului și pe semnătură. Atât. Pentru un hectar. 200 de lei. La 3 hectare de teren am avut cam sub un leu pe metru pătrat. Deci așa se plătea atunci și valoarea unei locuințe care, mă rog, făcută din beton și cărămidă, a valorat cam actual 3.000 de lei. Atunci la 30.000 de lei. În 1987. La data respectivă nu aveai cunoștințele necesare ca să poți evalua obiectiv valoarea caselor, dar cu banii respectivi nu-ți puteai cumpăra în altă parte o locație și o gospodărie asemănătoare. Martie 1987. Prima cuvă de excavator răscolește pământul din Mihăileni. Lucrările trebuie finalizate în maxim 5 ani. Se muncește zi și noapte la barajul care are menirea să asigure apă industrială pentru minele din zona, apă potabilă pentru locuitorii orașului Brad și să țină piept eventualelor inundații. Foc continuu s-a făcut până prin anii 93. În 90, până la Revoluție, aveam realizat circa 40% din investiție. După aceea, sigur, ritmul a scăzut din lipsa de finanțare. S-au pus la un moment dat și problema stopării investiției, care ar fi însemnat o pierdere mare. Dacă înainte de 89 se turna 4.000 de metri cubi de beton pe zi, după 89 se turnau 4.000 de beton, de metri cubi de beton pe an. Lucrurile nu s-au tergiversat. Atâția bani au fost alocați de bugetul statului. Când mai trecem pe lângă zona respectivă, ne mai bucurăm să vedem câte o macara că se învârte, că se mai toarne o cifră de beton, că se mai derulează ceva lucrări. O altă hotărâre ceaușistă dispunea ca familiile expropriate să fie mutate în alte locuințe, la bloc însă. Se toarnă fundația, dar Revoluția din 1989 îi salvează pe oameni de cutiile de chibrituri. Se decide să li se construiască alte case în orașele Brad și Timișoara. Aceste case au fost preluate pentru construcție de Apele Române. Și sigur că sunt în faze avansate de reconstruire. Oamenii sunt așa, și aici, și la Brad. Păniciunie. Nu știe o situație clară cu ce se va alege cu ei. Vor fi duși, nu vor fi, aici li se distrug casele, în zona Bradului nu sunt terminate, unile sunt ridicate, unile nu, unii s-au mutat, alții nu. Nu erau siguri și nu sunt siguri nici în momentul de față că vor rămâne în satul Mihăileni sau vor fi strămutați în altă parte. Ei s-au mutat de bunăvoie în casele care le-am construit în Poenița 1,
acel lot de 25 de imobile a fost predat. Și oamenii s-au mutat? Și s-au mutat toți. Viorel Balte este unul dintre sătenii expropiați din Mihăileni. S-a mutat în casa din cartierul Poienița din Brad în urmă cu 11 ani de zile. Bărbatul a lucrat la baraj 26 de ani. A fost maestru. Nu chiar mă duceam cu poftă la servici. Când mă gândeam că unii dintre vecini chiar îmi ziceau, tu lupți pentru dărâmarea casei. Deci, propria mea casă. Și nici acum, după aproape 30 de ani, noi nu suntem noi proprietari. Până când nu se întocmesc acele contracte de predare, primire a imobililor reconstruite, sigur că cetățeanul nu devine proprietar pe acel imobil. Și sigur este un motiv de conflict, că devine chiriaș și nu proprietar, iar el își predă locuința ca proprietate. Oamenii posedă acele case pe baza unui proces verbal de predare-primire și dețin și acele case din Mihăileni. Normal, Aba Crișor nu poate să le demoleze, cum ar fi normal, acele locuințe, până când nu vor avea extras de carte funciară pe numele lui în Brad. Deocamdată ei sunt proprietari pe casele din Mihăileni. Nu le-a luat nimeni. Și le convine și lucrul acesta, pentru că pe bine de rău mai lucrează pământul și mai folosesc din gospodărie ceea ce au. Cine are dreptate? Cetățeanul. Deci este firesc să faci un schimb, da? E predat, se predă o locuință care se demolează și intră într-o altă locuință, care nu poate să fie chiriaș în locuința care a primit-o. Oamenii vor avea acte de proprietate în momentul în care se finalizează strămutările din decretul 92, având în vedere că a fost un lot de 65 aprobate printr-un act legislativ, acum sunt construite din bugetul statului, sunt înregistrate la administrația bazinală Crișuri, dar e proprietatea statului. Acele contracte trebuie finalizate de către Apele Române, respectiv Ministerul Mediului. După câte știu, se străduiesc să le realizeze, dar așteptau să se finalizeze în totalitate cele două loturi de locuințe. Remus Câmpeanu este și el unul dintre locuitorii noului cartier din orașul Brad. A fost inginer și mulți ani i-a petrecut pe șantierul barajului. În Mihăileni avea o proprietate moștenită de la bunici. Spune că este mulțumit de casa în care trăiește, dar nu se simte bine când știe că nu o deține cu acte în regulă. Sunt numai administrator, din cauza că lipsește întabularea. Deci eu încă plătesc pentru proprietatea de la Mihăileni impozit și aștept să se întâmple ceva vis-a-vis de partea de schimb de proprietăți cu actuala proprietate, unde am făcut cât de cât niște lucrări, dar mai cu frică. În momentul în care va fi finalizat tot decretul, o să fie nevoie de o hotărâre de guvern să treacă din proprietatea statului în administrarea bazinală a apelor Crișuri în proprietatea privată în administrare sau predate la cetățeni tot printr-un act normativ. Trăiți cu această teamă că într-o bună zi ați putea pleca de aici? Clipă de clipă. Pot să plec, e o vorbă la noi. Pot să mă mut în deal, adică în cimitir. Că de asta mi-e teamă că dacă o asemenea investiție durează 30 de ani, s-ar putea încă pe atât și să nu ating vârsta aceea care să-mi permită să intru în posesia actualei locații. Nici vorba. Nici nu poate exista, nu intră în discuție așa ceva. Dumneavoastră, cu certitudine, ați fost afară, ați discutat cu cetățenii, cu autoritățile locale. Nu pot să cred așa ceva. Deci nu există. Pentru că Apele Române, Administrația Bazinală de Ape Crișuri, au procese verbale de predare cu locuințele pe care ei, la ora actuală, le folosesc în Poienița. Poienița 1, Poienița 2. Multe nu s-au finalizat, nu s-au dat în primire la oameni cu acte legale. În cauza beneficiarilor, Apele Române,
cum erau pe vremuri, Oradea. Deci nu s-au implicat să ne dea actele pe suprafețele mici care le avem. Și stăm așa într-o... nici noi nu știm cum. Nici închirie, nici... Nefiind recepționată execuția acestor lucrări, încă nu sunt impozitate proprietățile respective și ele sunt alucătoare de venituri pentru bugetul local al municipiului Vrade. Este o perioadă destul de lungă de când aceste construcții, o parte dintre ele au fost finalizate și încă nu sunt înregistrate, o mare parte dintre ele, la impozite și taxe locale pentru a-și achita obligațiile față de bugetul local. Proprietar e statul român pe acele case din Brad. Ei folosesc proprietatea statului român din Brad pe baza procesului verbal de predare-primire. În momentul în care, printr-un act legislativ, se vor preda aceste case, se vor întabula oamenii și atunci vom proceda la o acțiune de dezafectare a locuințelor lor din Mihăileni. Oamenii spun că au avut probleme la încheierea contractelor cu furnizorii de servicii. Nicolae Doica are casa chiar pe locul unde ar trebui să fie lacul de acumulare al barajului. În urma exproprierii, a primit o locuință în Timișoara. Imobilul este acum locuit de fiica lui. Am avut curent de șantier și anul trecut l-au tăiat. S-a expirat contractul de șantier, pe curent. Și de ce nu-și fac alt contract? N-au bani. Am primit de la Oradea, de la domnul Moise, până primesc bani. Nu putem vorbi despre acest fapt că nu avem bani, până nu se termină toate locuințele de construit care au fost cuprinse în acel decret de expropriere. Nu putem să întăbulăm pe jumătăți de măsură. Când se finalizează acea investiție, când sunt bani pentru asigurarea resurselor financiare pentru toate locuințele, să întăbulăm și să-i aducem pe oameni, să-i aducem în proprietate. Locuința nu e pe nimeni trecută, nu e nici pe Apele Române, pe constructor, pe barajul de la Mihăileni. Ei l-au construit. Am avut un impediment, mai acum vreo 5-6 ani, am trecut la trifazic. Și efectiv, după ce mi l-au montat, mi l-au ăsta, nu, îmi cereau mereu acte de proprietate. Și vreo jumătate de an, aproape un an, n-am plătit, nu mi-au luat banii pe curent. Și tot așa cu neoficial, vreau trebuie să plătesc, știu eu, vreo 1500 de kilovați, când au fost. Tot în felul, nu puteam lua un aparat, act, adresă. Și ulterior am reușit să-mi fac o mutare temporară aici la primăria Brad. Nici nu știam pe unde să mă duc să votez. Din Colerej la Brad, aici nu ești prin la noi. Așa ne-a ținut. Ce să mă zic? Nici măcar nu plătim impozit la primărie pe teren. Plătește tot Apele Române. Nu știu cum pot să mă consider proprietar. Nu este drept ca să te muți din localitatea Mihăileni, într-o altă casă, și să nu ai un act de proprietate. Administrația bazinală Crișul Oradea au făcut demersurile necesare încât am putut să încheiem contract direct, respectiv eu să închei contract direct cu furnizorii de servicii. Totdeauna au fost ajutați. Normal, nu trebuia să le predăm aceste case până când nu le luăm casele din Mihele. Dar având în vedere că dau o casă construită și care nu stă nimeni în ea, se distruge, am zis că este normal să le-o dăm în folosință. Construirea barajului de la Mihăileni a împărțit satul în două. Nemulțumirile nu au întârziat să apară. Am primit 0,25 de bani pe metru pătrat, iar în 92 au venit cu ultima evaluare și la care, într-un proces verbal, la fiecare persoană în parte, s-a spus că vor reveni pentru reevaluarea terenului atunci când barajul va fi dat în folosință. Dar nici până la ora actuală nu a mai venit ca să mai vorbească cu noi. Nu se poate reactualiza o valoare expropriată. Deci cu terenul e clar, au fost expropriați. Locuințele s-au făcut. Astăzi, lucrările de la barajul Mihăileni au viteza melcului. Sunt 3 decenii de când au început, iar finalizarea lor pare a fi doar un vis. Oamenii nu mai știu dacă este sau nu utilă investiția din satul lor. Nu are rost. Deoarece se punea problema mai mult a minei Barza, care s-a închis, alimentării orașului Brad cu apă, ceea ce normal acum este suficientă. Datorită lui, barajului și escavările care s-au făcut, pânza freatică a Crișului
s-au dus în jos, deci s-au adâncit. Și noi, pentru terenurile care le avem pe marginea Crișului, nu mai avem apa necesară să crească culturile. E util și pentru dezvoltare, chiar pentru apă potabilă. Dacă se gândește cineva că am putea și proiectat în structura lui pentru o micro-hidrocentrală, investitorul. Este nevoie de finalizarea lui pentru a asigura serviciile pentru zonă. Dacă nu era barajul ăsta și casa era aranjată aici, nu plecam de aici din sat. Dacă nu ne-au mai lăsat să construim nimic, care suntem afectați de... Am intrat în zona barajului, la casă, pereți scrăpați, totul. Cum au rescavat ei barajul, s-au lăsat albia Crișului, i-au dat curs rapid la apă, plus lungile, tot ce le-au dus. Este o necesitate, nu doar utilitate. Se întâmplă primăvara, toamna, când sunt ploi abundente, să fie amenințate localitățile Crișcior, Brad și chiar mai jos terenul agricol din localitățile de la Brad în Aval pe Criș, sunt foarte, foarte multe perioade în care se inundă terenul agricol. Este foarte util, pentru că de aceea și a fost aprobat. În 2006 se iniția o nouă hotărâre de guvern în completarea decretului 92 pentru locuințe care n-au fost cuprinse în acel decret și care s-a constatat că mai trebuie strămutate. 25 de gospodării și 23 de hectare teren agricol. De la Ministerul Mediului a venit o adresă prin care ni se trasa sarcina să întocmim documentația de expropriere. Am transmis documentația refăcută și acum se pare că am intrat pe o linie dreaptă. Problemele nu se opresc însă aici. Pentru ca barajul de la Mihăileni să poată funcționa, un segment din drumul național 74 trebuie deviat. O parte din lucrări au fost deja executate. Ca să realizați și dumneavoastră un drum național, pe o porțiune de 1,7 km, în România de astăzi, nu este administrat de nimeni. Și asta vă spun cu certitudine. Acest segment de drum, odată era în administrarea Apelor Române Oradea, odată în administrarea drumurilor naționale Timișoara. Drumul este a Companiei Naționale de Drumuri. Având în vedere că se va dezafecta DN74 pe porțiunea lacului de acumulare, din această investiție trebuie ca o investiție conexă construit alt drum, care este construit mai puțin un segment de 700 de metri și 2-3 viaducte. Lucrările de la barajul din satul Mihăileni s-ar putea finaliza dacă ar primi fondurile solicitate, susțin autoritățile hunedorene. Ministerul Mediului are responsabilitatea maximă în asigurarea finanțării acestui baraj. De două ori pe an facem câte un memoriu pe care îl adresăm primului ministru și ministerului de resort, prin care le solicităm alocarea de sume suficiente pentru continuarea și finalizarea lucrărilor la barajul Mihăileni. Dacă aș aduna toate demersurile, aceste volume de hârtii, cred că, nu știu, poate un sfert din acest birou ar ocupa. Este dureros că în România zilelor noastre se derulează o investiție pe o distanță de aproape 3 decenii. O investiție care alții poate ar fi terminată în 4-5 ani. Am încercat să aflăm și noi opinia reprezentanților Ministerului Mediului cu privire la acest subiect. Ni s-a comunicat telefonic faptul că punctul lor de vedere este cel al administrației bazinale Ape Crișuri Oradea, direcție aflată în subordinea lor. După o estimare, ar mai trebui vreo 50 de milioane de lei. Nu cred că statul român va sta în acești 50 de milioane. Și dacă avem toate actele normative aprobate, studiu de fezabilitate, hotărâre de guvern de expropriere, nu văd niciun motiv ca să nu se aloce bani să se finanțeze, să finalizeze. Cale de întors nu mai este. Potrivit specialiștilor, barajul poate fi terminat în 2 ani. Rămâne însă de văzut când se vor găsi fonduri pentru lucrarea care astăzi pare o poveste fără sfârșit.